Bonjour ale episode Ligue 1 OM Paris Saint-Germain Kylian Mbappé Neymar joga bonito. Ce mulți alții cred că v-ați prins, nu sunt bun la franceză, am făcut franceză în liceu și în generală, dar am avut 1000 de profesori. La un moment dat eram bun pe citit, mă pasiona să citesc, știam cât de cât pronunții, nu prea am învățat foarte multe cuvinte în limba respectivă, că nu m-a atras așa mult, îmi plăcea doar să citesc și am rupt legăturile cu franceza de vreo 3 ani, așa că eu am încercat, mai mult nu s-a putut. Mi-a venit ideea pe moment, am să fac cât de cât episodul ăsta puțin mai interesant, că nu știu dacă pot să-l fac interesant din perspectiva echipelor, că nu avem bani de Mbappé și prietenii noștri. Așa că hai să vedem ce avem pentru echipa de primele 3 zile, nu? Mergem pe left winger, v-ați învățat și m-am învățat și eu, dar unde e Ligan? Bă, unde e Ligan? Bă, mamă, păi dacă nu e aici, păi și dacă dau scroll. What the fuck, footbin. Mă, ce? Sunt eu prost? Bă, cred că nu mai există Ligue 1, băieți, cred că nici episodul ăsta nu mai există. Cum să n-o pui între primele, frate? Mă rog. Bă, băiatul ăsta, 67 shooting, du-te acasă, luăm pe Bamba. Oricum nu aveam alte variante. Cum spuneam, Liga asta e Liga asta, nu știu ce să fac cu ea. Dar am o idee, rămâneți până la final pentru echipa a doua, că pe aia o să fie bună. O, a rămas aici, a rămas! Da, mă, da, Footbin, în sfârșit ceva bun. Păcat că nu rămân filtrele, dar dacă rămâne ăla acolo la search, ba, aia zic, Footbin, sunteți cei mai tari. Rafinha, Gelson Martins, Icone. Oho, avem variante. Bă, ce să zic atunci? Mai rămâne și de preferințele voastre. Eu l-aș lua pe Rafinha, sincer, chiar dacă băiatul ăsta are mai mult pace și dribbling, eu aș merge pe Rafinha. Oricum, o să fie poate chiar și 10k, dar n-avem variante, frate. N-am o variantă mult mai ieftină. Nici Icone nu cred că o să fie foarte scump. Foarte ieftin pe lângă Rafinha și Gelson Martins, dar cred că Icone o să fie cel mai ieftin dintre cei 3, deci puteți să vă orientați și la Icone. Mergem pe striker. Chiar sunt curios. Ce poate fi pe striker? Mamă, Niang! Ce ți-au făcut, Niang, viața mea? Unde e pace-ul, Niang? Unde e pace-ul de alte FIFA-uri? Că în fiecare FIFA aveai pace, Niang. Anul trecut ai avut 89, ți-ai rupt un picior, bro. Unde e pace-ul FIFA? Unde e pace-ul EA Sports, ok? Mergem pe Delort. Mai e varianta Dembele, Toko Ekambi cred că o să fie cel mai ieftin și puteți să-l luați, dar eu vreau Delort. Aui, bă, EA Sports, mă, ce e asta, mă? Mă rog, hai pe mijlocaș, că mi s-a luat-o hype-ul, nu mai pot. Aoleo, Enzonzi, glumeam cu un prieten la 19 când avea 50 pace, parcă mare un picior. Eu cred că mare un sfert de picior, nu știu ce să zic. Dar cu 34 pace nu mai e utilizabil. Dacă aveam măcar 50, poate să zic că era bun pentru mijlocașul ăla defensiv, că avea totuși statusul decente, dar așa, cine avea, merge într-o mână? Ok. Poate am fost prea rău, dar nu se poate. Ok, Sansu arată decent. O să luăm un Sanson. Aici deja nu ne mai prindem luxul să căutăm jucători foarte defensivi, că nu prea avem, sau dacă avem, au un picior. Ia uite-l, mă! Bă, vedeți? Pentru asta am venit și m-am hotărât să fac liga asta. Că altceva, nu știu dacă mai avem, dăm puțin. Ok, m-am murit. Caut pe cineva și nu-l găsesc. Dar cum nu este, luăm Golovin. Golovin e ăla atacantul. Și jucăm așa, nu știu. Da. Eu tot vreau să caut. Uite, îl caut în bară. N-avem filtre pe bune. Thiago Mendes. Unde e prietenul meu, Thiago Mendes, Fulmin? Am căutat Leon Players, că nu mai știam. Thiago Mendes. În caz că o să existe și doar nu e pe Fulmin, luați Thiago Mendes în loc de Sanson. Pentru Golovin mi se pare mai ok ofensiv. Dar nu mai e Thiago Mendes. Nu mai e, frate. S-a dus. S-a dus el undeva, o fi mai bine unde e acolo, poate o să fie în 21, poate mai e la Lyon, habar n-am, mă rog. Mergem pe fundașii centrali, spuneam că o să fie mari probleme la Ligan, deja le-am întâmpinat pe toate, nu mai surprinde nimic, hai să vedem. Avem frumos aici un dialog, încerc să mă gândesc dacă o să facă el cuplu bun cu prietenul lui, adevăratul lui, de la echipa lui,
Kehrer, unde ești, mă? Sau cu băiatul din aer. Ar fi și vara dacă Kimpembe, dar să zicem că Kimpembe o să fie mai scump. Și îl păstrăm pentru cealaltă echipă, că deja plâng. Deja plâng când vă liga asta, ok, luăm din aer aici. Sau din aer. Și mergem pe Raibe, că nu mai avem nici pe prietenul nostru care a plecat la Dortmund, nu mai știu cum îl cheamă. Cum îl cheamă, mă? Belgianul ăla, Munie, cum îl cheamă, ok. Lala, uite, mă! Avem Florenzi, dar cui trei Florenzi când avem Lala și Atal? Nu știu de ce, dar ar trebui să-mi dau două palme singur. Cum să nu vezi space-ul ăsta la Lala, adică... Ok, Lala, înțeleg că merge în mâini, dar nu trebuia să semnalizezi. Presupunând că băiatul nostru, Atal, o să fie cel mai scump, că e cel mai bun în ligă, îl lăsăm pentru echipa a doua și luăm Traore acum. Dar, pas prins ideea ce urmează la cealaltă echipă. Hai să vedem pe left back. Avem frumos ceva sau nu? Ia uite-l, mă! Bă, vezi? Îl vezi pe Camara! Îl iei pe Camara! E și francez! Bă, iar... Bă, eu n-am vrut, sincer. N-am vrut. E Franța, majoritatea echipei naționale, băieți de culoare. Eu am luat ce era mai bun pe statusuri și uitați ce am creat. Nu sunt toți francezi, dar... Se vede culoarea, nu? Bă, n-a fost cu intenție, ce să zic. Hai să vedem la portar, poate găsim unul alb. Ok, bun. Mendy, bă, băiatul ăsta parcă pleca, mă. Parcă s-a dus la Chelsea. Fut bine. Poate încă nu s-a dus. Sau poate îl confund. Mă rog. Uitați aici portari geniali. Dar îi păstăm pentru cealaltă echipă. Da. Rufier. Pentru că e bine să speli rufe. De aia l-am luat pe Rufier și pentru că are 47 speed și era decent și o să fie maxim 4, ca să zicem. Și da, echipă de început din Liga Franței. Dacă îți dorești foarte mult, dacă ești din Franța, dacă vrei neapărat să joci cu echipă din Liga 1, uitați, cea mai bună echipă pe care eu cred că o puteam face, comparativ cu alte ligi, pentru primele 3 zile, cred că e cea mai slabă pe care am propus-o, dar nu e atât de slabă gen, să zicem, tier ai aici și tier D aici. Și să zicem că echipa asta e undeva de tier C spre B sau chiar tier B, deci nu e mare diferență între celelalte echipe din celelalte ligi și asta, dar personal o consider cea mai proastă și chiar dacă am încercat să fac pe stilul meu, nu prea îmi satisface chiar toate dorințele, să zic așa. Mă rog, vin cu echipa a doua unde nu știu ce o să fac. Ba, de fapt știu, dar nu vă spun. Ok, cum spuneam, bonjour, Le France du Ligue, Ligan, Conforama, Mbappé, Wiwi, hai să vedem cu portarii. Ok, încerc să folosesc pe fiecare poziție sau pe cât de multe poziții pot jucători din Ligan. Nu știu dacă o să reușesc. N-a vasul să fie scump. Îl luăm pe băiatul Lopez, 63 speed, bă, că da, știe el să fugă, știe, mă. Ok, la fundaș am văzut eu ceva și cred că o să meargă nebunia asta. Așa că mai merge liga asta frumos puțin. Îl luăm pe Kimpembe și nu știu cât o să coste, dar băiatul ăsta e băiatul ăsta. Merită luat. Poate facem bani. Dacă am luat la seria jucători de 85 la alte ligi, poți să luăm și aici Marquinhos. Cât de scump poate fi. Mă rog. Aici deja nu mai merge. Nu mai merge să ne jucăm. Vă arăt puțin de ce nu mai merge să ne jucăm. Pentru că nu putem jucăm cu Camara. Așa că o să ne jucăm cu alți băieți mai buni. Nu știu dacă o să vă rog să dați banii pe el, pentru că o să fie scump. Dar în caz să zicem că el e 50k și el e 30, îl luăm pe el. Pentru că 20k sunt 20k în perioada asta a jocului. Ok, la Raibek v-am zis, se știe, numărul 1, fratele Atal, care dacă vă supără cu ceva, îl băgați în atac și aia e. El poate juca oriunde. Nu știu dacă aș lua Idrissa Gueye, pentru că are doar 85 defending, în rest nu-mi place de el. Nici măcar cu AOR nu pot zic că îmi place. Mamă, ce face jocul ăsta din mine. Ok, ok, dar ce să joc? Ajutor. Deci chiar am nevoie de ajutor, că nu mă descurc. Unde a plecat Matuidi, ce ligă e asta, ce echipă, mă rog, nu mai vreau să zic nimic. E alegerea lui? Da, nu pot să le iau decât pe Rabiot, deși nu e wow, dar
n-am ce să fac, facem hibrid, băieți. Eu am încercat să folosesc Franța cât de mult am putut. Avem Coman, Dembele, Diaby, Maximin, pe care vreți voi. Eu o să merg cu Coman, fratele Coman. Aici, băiatul băieților, toată lumea știe, nu o dai, n-ai cum, îl vezi, îl iei, îl vezi, îl iei, îl vezi, îl iei, frate, nu stăm la discuții, cel mai bun atacant din joc, cred, nu știu. Ce să mă mai ajutați, că între băiatul ăsta și băiatul ăsta, mereu o să le iau băiatul ăsta. Frumos, o dai, n-o dai, și ce luăm noi aici, asta chiar e o întrebare de 1000 de puncte. Ce aș putea să iau pe poziția respectivă? Mă, dar cu sincer, a vrut cineva Ligan? Adică, lăsați în comentarii, voi chiar faceți echipă de Ligan? Eu încerc să vă ajut, dar chiar aș vrea să înțeleg. Acum nu știu dacă se iau Aouar, să rămân cu cum îl cheamă, cu Sanchez. Hai să iau Aouar. Să zicem că e mai ofensiv, dar nu știu ce să vă zic. Am făcut decât un hibrid, dar avem în mare parte jucători din Liga Franței. Cred că cel mai interesant lucru în episodul ăsta e Ben Yedder și apoi am încercat să vorbesc în franceză și nu prea am reușit, cred. Dar, cum se spune, dați un like, nu știu cum se zicea, îmi place în franceză, din păcate nu mi-aduc aminte. Așa că o să vă rog să spuneți în comentarii ce părere aveți despre aceste echipe mirobolante, pentru că eu chiar m-am chinuit să le fac. Nu uitați de Eneba, link-urile în descriere. Foarte important, dacă vreți să intrați pe Eneba, să intrați și de pe link-urile mele, chiar dacă nu cumpărați nimic, așa că puteți să accesați link-urile cu încredere. Măcar atât puteți să faceți. Dacă vreți să mă sprijiniți, nu trebuie să cumpărați sau să-mi folosiți codul, dați click pe link, merge și chestia aia. Și încă ceva. În următorul episod, au revoir!